Continuăm această dimineață și, după cum v-am promis de la început de ediție, pe parcursul următoarelor zile vom încerca să mergem prin intermediul online-ului în toate colțurile din Republica Moldova pentru a cunoaște cât mai mulți voluntari care se implică, pentru că avem voluntari și la nord, și la sud, și la est, și la vest, desigur, și în zona centrală. Iar în aceste momente de la Cahul, alături de noi prin intermediul online-ului, este o voluntară, Ludmila Florea. Bună dimineața! Bună ziua și vă mulțumesc! Eu sunt voluntară la celula de criză din cadrul primăriei municipiului Cahul, unde sunt implicați foarte mulți voluntari. Cât de mulți s-au implicat, de fapt? Avem o cifră sau este relativă această cifră? Cifra este relativă. De la începutul situației și până în momentul de astăzi a fost un număr mare de persoane dornice să ajute în mod diferit. Fie este nevoie de transport, de alimentație, de haine, fiecare s-a grăbit să ajute. Dar vreau să vă întreb care este vârsta preponderentă la Cahul în cazul voluntarilor. Dacă se implică mai mult liceienii, studenții, pentru că aveți și universitățile de la Cahul, sau dacă sunt și persoane de vârsta a doua și a treia? Sigur, voluntarii sunt de toate vârstele. Chiar noi putem acum cataloga după criteriul de vârstă, începând cu adolescenți, tineri, persoane de vârstă medie, persoane mai în vârstă, toți au mobilizat și au venit cu suport și cu ajutor. Aveți o pagină undeva creată sau cum pot să vă găsească ei? Vă întreb acest lucru pentru cei care ne urmăresc acum și trăiesc în sudul țării și ar dori și ei să vină, să participe și să fie voluntari. Sigur, toți care doresc să ajute pot să apeleze sau să vină la celula de criză din cadrul primăriei municipiului Cahul la etajul 1. Este nevoie ca voluntarii să se implice și pe timp de noapte? Vă întreb acest detaliu pentru că în municipiul Chișinău, în fiecare dimineață, Cristian Vizir, un voluntar de aici, care stă toată noaptea la Moldexpo, ne expune și ne relatează ce s-a întâmplat la orele nocturne. La Cahul este nevoie și pe timp de noapte de voluntari? Da, bineînțeles, obligatoriu, celula de criză activează atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte. Sunt foarte multe persoane care se oferă să fie voluntari pe timp de noapte și noi observăm persoanele care vin din Ucraina, sunt derutate, dezorientate, sunt mame cu copii mici și aici noi avem un rol important să ghidăm și să ajutăm să se simtă în siguranță. Ce fac marea majoritate a refugiaților care ajung din Ucraina la Cahul? Rămân în municipiu, se îndreaptă spre Chișinău, încearcă să se îndrepte spre punctele vamale, spre Uniunea Europeană? Fiecare caz este individual, dar în mare parte tranzitează Republica Moldova și merg mai departe în România, în Polonia, Germania. Dar vreau să vă întreb, pentru că adineauri ne-ați spus unde ar putea să apeleze voluntarii din Cahul sau cei care doresc să se implice, dar ce trebuie să facă ei mai exact? Deci, pe lângă faptul că voluntarii participă activ la primirea donațiilor, ei sortează hainele, produsele de igienă personală, produsele alimentare, ajută cu dirijarea fluxului de refugiați. Adițional, ei se oferă să conducă cu transportul personal refugiații la locul de cazare, inclusiv oferă locuri de cazare gratuit, atât în oraș cât și în afara orașului. La fel simțim un suport mare din partea asociațiilor obștești, a bisericilor, agenților economici, care se oferă să pregătească o alimentație, un prânz cald, o cină caldă. Am rămas foarte impresionați că toată lumea s-a mobilizat și acordă asistență în măsura posibilităților. Da, anterior acestui război din Ucraina, pentru că și în municipiul Chișinău și sunt sigur că și la Cahul existau organizații de voluntariat care aveau alte activități în acea perioadă. Se implică acum? Existau aceste organizații? Da, bineînțeles, chiar și până în condițiile actuale, primăria municipiului Cahul, în parteneriat cu mai multe ONG-uri, asociații obștești, a fost implicată activ în activități de voluntariat, de binefacere, iar acum îndeosebi. La fel observăm că participă activ societatea civilă, deci este o mobilizare fără precedent, unde toată lumea s-a implicat și a venit cu sufletul deschis să ajute autoritățile publice locale. De asemenea, angajații primării municipiului Cahul s-au organizat ca să asigure funcționalitatea non-stop a celulei de criză, se implică activ și cu dedicație să dirigeze situația de criză împreună cu voluntarii. Doamna Florea, am să vă rog pe final să transmiteți și un mesaj pentru toți cei care locuiesc în partea de sud a Republicii Moldova și care, repetă, și-ar dori să se implice. Niciodată nu am crezut că în secolul 21 ne vom trezi în astfel de timpuri. Este o situație fără precedent.
care ne poate afecta pe fiecare în mod diferit. De ce vreau să vin cu un îndemn către toate persoanele de bună credință, să fim empatici cu refugiații din Ucraina, să fim buni și să ne ajutăm unii pe alții. Și știți vorba aceea, mâna care dă se umple. De ce eu cred că cu credință și cu speranță vom depăși această criză. Iar tot cei care doresc să ajute pot să vină la celula de criză din cadrul municipiului Cahul, care se află la etajul 1. Vă mulțumim că ați fost alături de noi, vă dorim o zi cât mai frumoasă, multă putere, multă tărie și dumneavoastră și refugiaților care ajung în acea zonă, pentru că sunt sigur că pe fiecare în parte veți încerca să îi ajutați.